această casă se vorbește încă din ianuarie 2013 în aproape toată Europa. Două ar fi motivele celebrității. În primul rând, sub acest acoperiș, compozitorul George Enescu atingea pentru prima dată, la vârsta de 3 ani, clapele unui pian. Aceasta e partea frumoasă a poveștii, pentru că există și o parte negativă. Uitându-te la cum arată acest imobil, înțelegi cât de mult mai prețuiesc românii astăzi valorile culturii naționale. Imobilul din Mihăileni, județul Botosani, a devenit monument istoric abia în noiembrie 2013. Și nu din inițiativa vreunei autorități, ci la capătul unui demers îndelungat, anevoios, dar hotărât, derulat de la Viena de pianista Raluca Știrbăț, președinta Societății Internaționale George Enescu. Însă includerea casei în patrimoniul național nu a adus automat și banii pentru restaurare. Inițial, autoritățile din Botoșani au promis că vor cumpăra imobilul și vor amenaja acolo un muzeu, dar procedurile de achiziție sunt neașteptat de lente. Iar la Mihăileni, timpul nu mai are răbdare cu locuința în care a copilărit George Enescu. Înainte de a vă spune ce s-a întâmplat la Mihăileni după înscrierea imobilului pe lista monumentelor istorice, vă reamintesc povestea acestei case. A fost ridicată de Ioan Cosmovici, bunicului George Enescu. În anul 1839, aici s-a născut Maria, mama compozitorului. În acest loc a trăit Enescu multe zile frumoase. Și-a petrecut vacanțele după divorțul părinților, și-a vegheat mama grav bolnavă și tot aici a desăvârșit câteva compoziții muzicale. Maria Enescu s-a stins din viață la Mihăileni în anul 1909. Imobilul i-a revenit unicului ei fiu, fără să existe informații că a fost trecut în acte pe numele compozitorului. Însă printr-un document semnat în septembrie 1918 la Dorohoi, George Enescu dă de înțeles că, deși plecat din sat, nu renunță la casa copilăriei. Printre aceasta declar că pun casa mea cu grădina ce-o înconjoară, situată în Mihăileni, verișoarei mele Eugenia Dimitriu, născută Partenie, la dispoziție pe timp nelimitat. Atât cât ea sau copiii săi vor fi cu domiciliul în Mihăileni. Imediat ce ea sau copiii săi vor părăsi Mihăilenii, casa cu grădina îmi vor fi restituite în bună stare, ținând socoteală de vechime. George Enescu a murit în anul 1955 la Paris, iar verișoara lui Eugenia Dimitriu a mai trăit aproape 7 ani. După ce s-a stins și ea, casa a rămas copiilor ei. Însă după o vreme, doi dintre moștenitori și-au vândut partea. Așa se face că în prezent, doar o treime din locuința familiei Cosmovici mai aparține unui urmaș al compozitorului. Mai exact, doctorului Ștefan Botez din Constanța, nepot după verișoară a lui Enescu. Celelalte două treimi au fost înstrăinate în anul 1974 de doi dintre copiii Eugeniei Dimitriu, verișoara lui Enescu. Prețul obținut de aceștia a fost de 18.350 de lei. Actul de vânzare-cumpărare a fost înregistrat la notariatul din Dorohoi. Cumpărători sunt Rusu Gheorghe și Mariana din Galați, dar în numele lor a semnat mandatarul Dragoș Constantinescu. În fapt, beneficiarul direct al casei, fără să fi locuit acolo, deoarece părinții lui aveau o proprietate în imediata vecinătate a casei familiei Cosmovici. Două părți din casă și din pământ este a nostru, și adică a cumnatului Rusu Gheorghe. Că soțul meu a cumpărat când nu eram încă noi căsătoriți. Și pe numele lui e sora ei, sora lui, adică.
30 de ani a stat familia Dumitriu. După aia 40, când 70 de ani, o viață de om. Și înăuntru plouă, nu? Înăuntru nu, numai nu? Aici. În spate e acoperit aici, când trăie soțul, acoperea, repara el, dar eu n-am mai încercat. Această casă nu a fost niciodată muzeu. A avut la intrare o inscripție referitoare la trecerea lui George Enescu pe aici, dar plăcuța a dispărut imediat după 1990. Iar familia lui Dragoș Constantinescu nu a putut folosi proprietatea așa cum și-ar fi dorit, pentru că o treime aparținea doctorului Botez din Constanța. Ori dacă ar fi dorit vreodată să o vândă, ori să o demoleze, ar fi trebuit să aibă și acordul proprietarului din Constanța. Iar acesta, deși a evitat aparițiile în presă, a transmis totuși că își dorește transformarea locuinței în muzeu. Anii au trecut, casa ridicată din bârnă de lemn și lut s-a degradat, iar starea de colaps poate fi constatată acum și din exterior. Includerea ei pe lista monumentelor istorice, deși tardivă, a surprins pe foarte multă lume. Și nu neapărat în modul cel mai plăcut. V-ați dori ca viața fie valorificată? Nu știu, cum vor dori autoritățile. Dar v-ar plăcea ca aici să fie amenajat un muzeu Enescu? Da, casa numai. Au existat informații cum că ați fi pretins 3 miliarde nu de lei? Nu e adevărat, am citit și eu. Da, 3 miliarde, nu. Deci dumneavoastră n-ați pretinde niciun ban dacă Ministerul Culturii ar vrea să investească aici și să facă o casă memorială? Da. Dar, bineînțeles, casa să rămâie a mea. A noastră, cu ea fi, da. Nu m-am minciun pe internet. Scriu un lucru care nu e adevărat. Cam un fiu și dă foc cu toporul, dărâmă. Ce interes aș avea? Eu nu o dau, o dărâm, treaba mea. Nu trebuie să vie altul să o dărâmi. Nici nu am fiu măcar. Căție, nu știu ce, depozit de nu știu ce. Sunt ce vreau dacă i-am eu. Când n-am mai fi, n-am să mă țin. Aici sunt de dus. Imobilul din Mihăileni a fost inclus pe lista monumentelor istorice în noiembrie 2013. O lună mai târziu, Consiliul Județean Botoșani anunța că vrea să-l cumpere și să-l transforme în muzeu. Dar casa copilăriei lui Enescu are șanse mai mari să se dărâme decât să intre în circuitul muzeal. Comisia desemnată să negocieze un preț de achiziție nu a reușit, în 4 luni de activitate, să aibă nici măcar o întâlnire cu cele două familii care dețin proprietatea din Mihăileni. În cadrul comisiei ne-am întâlnit consilieri județeni de 2 ori și la ultima întâlnire am stabilit și am și formulat niște cereri către doi presupuși moștenitori sau proprietari, unul din Galați și unul din Constanța. De la unul scrisoarea s-a întors cu confirmare de primire, de la celălalt nu. Acum așteptăm ca ei să ne contacteze, urmând după asta să stabilim o întâlnire la Botoșani, în care părțile să-și expună pretențiile. Adică ce doresc ei acolo și din momentul ăla putem să demarăm mai departe. Dacă nu reușiți să aveți o întâlnire, comisia aceasta de evaluare și achiziție, cu cei doi proprietari și se prăbușește imobilul? Sperăm că omul are interesul să vândă proprietatea aia, pentru că oricum
nu-i folosește la nimic. Și atunci ne va contacta cât de repede și de momentul ăla... Există o sumă limită pe care și-o poate permite Consiliul Județean? Ați discutat lucrul ăsta în comisie? Nu, nu, nu. Întotdeauna în comisiile din care a făcut parte s-a pornit de la cererea celui care vinde, a proprietarului. Din momentul ăla, dacă noi am demarat o expertiză cu un expert independent și de aici începe negocierea. De la expertiza, noi nu depășim niciodată expertiza, sub expertiză. Dar trebuie să ajungem. Din experiența pe care o aveți, că ați mai fost membru în astfel de comisii, care a fost suma cea mai mare care a fost acceptată de Consiliul Județean? 110.000 pe căminul de la Ionășeni. 110.000 pornit negocierea de la 300. De mii de euro. Da. Persoana care are în proprietate 2/3 din casă putea fi găsită foarte ușor printr-o vizită la Mihăileni. Iar dacă la Consiliul Județean nu se cunoaște lucrul acesta, autoritățile locale știu foarte bine cine a achitat în ultimii ani impozitul pe casă și teren. Comisia de achiziție merge pe principiul cine vrea să vândă, să vină la noi, dar acest mod de lucru are toate șansele să fie contraproductiv. De fapt, astea nu a fost o comisie așa și mi-a dat termen de gândire o săptămână, dacă o vând sau nu. Și de atunci nu a mai fost nimeni. Adică nu au venit să află răspunsul la cuvinte? Nu, nu. La ce concluzie ați ajuns? Intenționați la momentul ăla să vineți? Nu intenționam atunci. Na, nici. Asta e un loc bun și pentru copiii mei și facă casă, nepoți. Și na. Acum? Nu știu ce să mai spun. Nici nu știu ce să... cum să procedez. Nu știu. Și da, dacă... vă duceți la Consiliul Județean? Dacă au nevoie, vin la mine. Eu trebuie să mă duc. Eu n-am niciun interes. Dacă nu vine, o să dărâmă și gata. Cine s-o mai e, ce să mai facă din ea? Și așa, se discută că cer un preț prea mare, exagerat, și doar nu a discutat nimeni. Cu nimeni n-a discutat de preț. De la primărie nu vă îndrumă niciun fel? Nu vă zis domnul primar? Primarul, ce poate să facă el? Dacă e proprietate personală, dacă alții mai mari nu se implică. Casa din Mihăileni se degradează de la o zi la alta. În noiembrie 2013 am putut intra în interior pe ușa principală. Acum accesul a mai fost posibil doar prin spate, pentru că treptele sunt surpate, iar acoperișul din graniță se rupe bucată cu bucată. E și pericol acum pentru copiii să joacă. Ziua mare s-a dărâmat în scările. Și așa am fost noi învinuiți că am provocat căderea scărilor. Cum puteam? Dacă nu erau proprietari, casa nu rămânea așa, dar unul... Da, nu... Adică nu s-au înțeles... Da, da. Legea 422 privind protejarea monumentelor istorice prevede obligații foarte clare, dar și sancțiuni, pentru proprietarii acestor imobile. Sunt obligați să le restaureze, să le întrețină și să le păzească. Mai mult, legea mai spune că statul garantează și asigură protejarea clădirilor de patrimoniu. Teoria este una, practica e alta. Șeful Direcției de Cultură Botosani susține că proprietarii nu pot fi trași la răspundere pentru starea actuală a imobilului, dat fiind că acesta s-a degradat înainte de a fi inclus în patrimoniul național. Da. Trebuie să fim nici noi absolut, pentru că nu putem fi absolut ca în acele 4 luni, care sunt 4 luni de iarnă,
acei proprietari, două persoane fizice, să fie realizată restaurarea casei. Haide, să nu trebuie să... Deci trebuie, chiar dacă sunt niște lucruri care țin de niște atribuții legale, nu putem exclude lucrurile acestea. Adică e clar că n-aveau nici măcar timpul fizic să întocmească o documentație de restaurare, să fie aprobată și să înceapă în acel timp, să zicem, restaurarea, având în vedere că sunt și luni și luni și luni de iarnă. Păi ei pot fi trași la răspundere, dar eu cred că nu e calea potrivită ca cu toții noi să contribuim la salvarea casei și nu cred că acest lucru ar face decât să blocheze lucrurile. Și nu e, cred că, calea cea mai potrivită ca în momentul de față cineva dintre cei care zicem că avem atribuții să ne ducem și să stabilim să nu v-ați îndeplinit atribuțiile și uitați-vă noi care vă aplicăm o sancțiune. Autoritățile din Mihăileni ar fi putut profita, măcar după 1989, de faptul că George Enescu își are rădăcinile în comuna lor. Mama și bunicii maternei compozitorului sunt înmormântați în cimitirul din sat. Dar numai elevii școlii se îngrijesc, din când în când, de monumentul funerar. Casa ar fi putut ajunge în circuitul muzeal încă din perioada în care se afla în stare bună, dacă autoritățile s-ar fi gândit la acest lucru și ar fi ajuns la o înțelegere cu proprietarii. Reproșurile sunt tardive, iar scuzele nu mai ajută la nimic. Acuzați de lipsă de acțiune. Pentru că până nu s-a găsit împreună cu celelalte autorități județene o soluție cu acceptul, bineînțeles, al proprietarilor de a intra, nu te poți duce în viața privată a unui om și să intervii, să spui tu, fă-mi asta, fă-mi asta. Având în vedere că proprietarii actuali sunt pensionari cu venituri modeste sau mai mult decât modeste, nu putem să dăm vina pe ei că nu au reușit să o întrețină, pentru că ei abia își pot întreține gospodăria lor și traiul zilnic să-și-l asigure. Nu putem da vina decât pe perioada dificilă pe care am traversat-o cu toții de la, din decembrie 89 și până acum. Atâta timp cât lumea duce în acest colț de țară o luptă pentru supraviețuirea zilnică, pentru un loc de muncă, nimeni n-a avut ochi să se uite la aspectul cultural. Legea 422 privind protejarea monumentelor istorice prevede clar și atribuțiile autorităților publice locale. Acestea ar trebui să aloce fonduri pentru protejarea clădirilor de patrimoniu, indiferent dacă sunt în proprietate publică sau privată, și să ia măsuri tehnice și administrative care să prevină degradarea monumentelor. Legea prevede doar atribuții, nu și sancțiuni în cazul ignorării acestora. Cred că primăria, v-am spus, nu a dat dovadă de indiferență sau de... Gândiți-vă că totuși starea financiară primăriilor și chiar a Consiliului Județean de la noi nu e una extraordinară, dar eu cred că dacă s-a stabilit un preț corect și s-ar înțelege cu proprietarii, eu cred că se vor găsi acei bani. Primăria din Mihăileni așteaptă să a văzut... Noi suntem în contact direct cu primăria din Mihăileni. Am avut o colaborare bună, pentru că fără ajutorul lor nu am fi putut să ducem la bun sfârșit acțiunea de clasare. Să nu credeți că e un lucru ușor. De aceea lucru nu s-a întâmplat. Poate că n-a trebuit, pentru că prima listă a monumentelor istorice după Revoluție s-a întocmit în 1992. Și tocmai din acest blocaj nu a fost inclusă. Datorită primăriei, noi am reușit să deblocăm lucrurile și să finalizăm acțiunea de clasare a casei. Care, v-am spus, e un moment foarte important, pentru că, indiferent cum ar fi, acea casă, într-o formă restaurată, consolidată, reconstruită, cum cred dumneavoastră, ea va exista. Deci nu, i-am dat, practic, o anumită, am fixat-o în istorie cu chestiunea aceasta. Muzica.
Reprezentanții Direcției de Cultură Botoșani mai spun că imobilul ar trebui refăcut din temelii după ce va fi achiziționat. Planul casei cu toate măsurătorile necesare există deja la dosarul de clasare. Chiar dacă ar fi distrusă cu bună știință, oricum este obligația ca ea să fie refăcută. Știm bine destinul destulor case memoriale care au fost restaurate din temelii. Dar în situația în cum este ea, este un colaps. Clar, deci cu inspecția de intrat în construcție a constatat, este în colaps în momentul de față. Probabil că ea în colaps de 30 de ani a fost, pentru că ne luându-se niște măsuri concrete, evident, ea este o casă făcută din lemn, care lemnul a putrezit și ea se lasă. Nu v-am spus nicio problemă din punctul nostru de vedere ca acea casă să fie restaurată exact așa cum a fost. În cadrul Poliției Române există Direcția de Investigații Criminale, iar una dintre atribuții se referă la protejarea patrimoniului cultural și național. Poliția Patrimoniului din Botoșani așteaptă să se finalizeze procedura de achiziție și abia după aceea poate aplica sancțiuni. Așteptăm în acest moment finalizarea acestei proceduri demarate de către autoritățile județene pentru achiziția imobilului de la actualii proprietari de drept. La finalizarea procedurii vom ști în proprietatea cui se va afla imobilul respectiv, respectivul monument istoric, astfel încât vom avea la acea dată un subiect bine conturat al unei eventuale fapte contravenționale. Legea 422 mai prevede și varianta exproprierii pentru cauza de utilitate publică, iar procedura ar putea fi inițiată numai cu avizul Ministerului Culturii. În cazul că se constată că într-o perioadă lungă, într-o anumită perioadă de timp, acel proprietar nu-și exercită obligațiile care îi revin. Dar haideți să constatăm că pe data de 29 noiembrie a fost publicată în monitorul oficial ordinul de declasare. 29 noiembrie, totuși la noi, e lună de iarnă. Și uitați-vă și dacă astăzi, data de 15 aprilie, noi toți sunt niște condiții vitice în care efectiv nu poți lucra, chiar dacă nu poți lucra la restaurare unui monument sub niciun fel de, formă. Eu mi-aș dori ca procedurile care au fost inițiate să se finalizeze și dacă noi putem să ajutăm cu ceva, suntem foarte bucuroși să se întâmple acest lucru. Dacă nu, în cel mai scurt timp, atunci când se poate lucra, să începem, v-am spus, o acțiune concretă. Deci fie un parteneriat cu o fundație, fie oricare formă ar fi, ca noi să salvăm casa aceea, adică să o punem în valoare. Adică situația noastră financiară și a Ministerului Culturii este jalnică. Ministerul Culturii nu cred că are bani puși pentru a achiziționa la nivel central. Monumente care doresc să intre în circuitul acesta civil de vânzare-cumpărare. Dar Consiliul Județean poate acest lucru, deci el are dreptul. Consiliul Județean Botoșani a anunțat că intenționează să cumpere casa încă din decembrie 2013. Dar trebuie să găsească și banii pentru achiziție și restaurare. Iar timpul se scurge în defavoarea bătrânei locuințe din Mihăileni, fost salon muzical în vremurile în care George Enescu își aducea prietenii în vacanță acasă. Trebuie să găsim acele surse de finanțare, adică, știți cum, ideile bune, dacă au în spate și un suport financiar, sunt nemaipomenite. Instituțiile publice nu știu cum să găsească bani pentru achiziția și restaurarea acestei case. Soluția vine tot de la Viena. Raluca Știrbăț și revista Timpul au deschis un cont unde pot face donații toți cei care susțin amenajarea unui muzeu în locuința din Mihăileni.
acesta putem să salvăm nu doar o casă, cred că ar trebui să ne gândim că fiecare dintre noi poate să pună o piatră la propriu, la temelia acestei case. Toate aceste sume, fiecare bănuț și fiecare cent va fi folosit așa cum trebuie și acolo unde trebuie. În primul rând, noi trebuie să reușim să achiziționăm această casă de la actualii proprietari. Iată că s-au făcut 5 luni de zile de când casa este oficial monument istoric. Am sperat că oficialitățile din Botoșani, așa cum au promis, vor rezolva măcar problemele juridice pentru ca să putem deschide culoarul unor proiecte concrete de reconstrucție. Nu s-a întâmplat acest lucru. Putem în acest fel să arătăm că împreună putem realiza ceva și putem să-i dăm lui George Enescu înapoi puțin din tot acel mult pe care el a făcut pentru România și pentru acest popor pe care l-a iubit enorm. Ar trebui să ne gândim la Enescu în primul rând ca la un mare român. Enescu este compozitorul nostru național, nu este cel cu care ne folim, cu care ne justificăm existența culturală prin lume, iar imposibilitatea statului român și a autorităților de a reface o casă este pentru cei din afară absolut de neînțeles. Eu cred că am căutat și cred că am găsit soluții. Există specialiști, există oameni care au fost foarte impresionați de povestea acestei case sau de bagajul ei istoric și emoțional. Alăturându-l acestei campanii, salvăm de la uitare nu doar o clădire, ci toate amintirile trăite la Mihăileni de George Enescu. Altfel spus, donăm urmașilor noștri casa copilăriei marelui compozitor, casa primelor acorduri de pian, casa pe care, uneori vara, o îmbrățișa curcubeul căzut în capătul grădinii.